Bine v-am găsit! Astăzi voi face un aperitiv cu ficat, inspirată după o rețetă a mamei. Se pretează foarte bine pentru mese festive, cu ocazia Crăciunului, Anului Nou, la Paște. Am să fac prima dată un aluat. Voi face o cantitate mai mare, o folosesc numai jumătate, jumătate o folosesc la plăcinte cu brânză. Am 280 ml lapte în care am pus 80 de grame de unt, laptele călduț, 50 de ml ulei, puteți să puneți floarea soarelui sau măsline sau din sâmburi de struguri dacă aveți, 2 ouă întregi, 2 măsuri de zahăr. Deci n-am specificat, aluatul îl fac în mașina de pâine. O lingură, două, deci fac cu lingura mare și o lingură jumate de sare cu măsura mică. Și 675 grame făină, făină de grâu, 7 grame drojdie uscată și voi porni acum mașina. Va merge 10 minute. Scot aluatul. Voi folosi următoarele ingrediente. Am 500 de grame ficat pe care l-am fiert și tăiat mărunt, doar în apă, fără sare. Un bol de 200 de ml cu orez. L-am fiert cu 3 boluri de apă, deci cu 600 de ml de apă. Am aici sare, o linguriță rasă, o linguriță cu vârf de ierburi de Provence. Ierburile de Provence sunt un amestec de plante aromatice, de 9 plante aromatice, printre care busuioc, cimbru, cimbrișor, oregano, leuștean, rosmarin, mai am o jumătate de linguriță de boia și un vârf de linguriță piper. Boia și piper am mai pus în ceapă. Am călit 200 de grame de ceapă cu o jumătate de linguriță de boia și un vârf de linguriță piper și puțină sare, cam un vârf de linguriță, cu 2 linguri de ulei de măsline. Mai adaug 250 de grame de brânză de burduf, e brânză de burduf făcută de mine din caș, pe care o țin în congelator. Orezul pe care l-am fiert, deci 200 de ml, un bol de 200 de ml cu 600 de ml apă. 2 ouă întregi. Și circa 2 linguri ulei, aproximez, nu măsor. Și acum omogenizez foarte bine toate ingredientele. Nu le fac cu mixerul pentru că le mărunțește prea tare. Alături am 3 ouă fierte pe care o să le pun împreună cu umplutura. Condimente puneți fiecare după gustul propriu, cum vă place, mai condimentat sau mai puțin condimentat. Puteți pune și diverse verdețuri, pătrunjel, ceapă verde, chiar mărar, depinde ce preferințe aveți. Acum eu nu pun verdeață.
Deci aceasta este umplutura. Voi folosi doar jumătate din aluat. Cu restul se pot face plăcintă cu brânză sau folosit cu alte umpluturi. Voi întinde o foaie. Pun umplutura. Iau rulada de pe cu folia de silicon și o răstorn în tavă. Am să fac tăieturi cam la 2 cm deasupra. Și voi da cu ou la suprafață, iar apoi voi lăsa să stea cam o jumătate de oră să mai crească aluatul. Și îl voi pune la cuptor 40-45 de minute la 180 de grade. Am scos rulada din cuptor, o las să se răcească și o să o pun pe o tavă. S-a răcit rulada. Această ruladă de ficat îmbrăcată în aluat frage de plăcintă este foarte gustoasă, nu se face greu și este foarte potrivită pentru diverse evenimente, cum e acum Crăciunul, Anul Nou. Am să tai din ea. Se poate păstra și la congelator și când doriți să o folosiți, se bagă înghețată la sau la cuptor cu microunde sau în cuptorul de aragaz.